Zi nu tocmai bună pentru juniorii de la CN Dinicu Golescu, care au primit vizita liderului seriei a 7-a în cadrul etapei a 6-a, Liga Elitelor Under 15. Meciul jucat pe municipalul din Câmpulung a fost la discreția piteștenilor, care au reușit să înscrie de 5 ori în poarta câmpulungenilor. Bravo, copilaș! Elevii lui Ovidiu Tica au reușit în cea de-a doua repriză să dea golul de onoare. Cu această înfrângere, CN Dinicu Golescu ocupă locul 4 în clasament, cu 4 puncte acumulate până în prezent. Nici juniorii de la Under 17 și Under 19 de la CN Dinicu Golescu nu au avut o soartă mai bună, pierzând în deplasare în ambele meciuri în întâlnirea cu LPS Viitorul Pitești. La Under 17 scorul etapei a 3-a a fost de 3-0, iar la Under 19 de 2-5. Următoarele partide la cele două categorii de vârstă se vor disputa pe municipalul din Câmpulung, acolo unde echipele de la CN Dinicu Golescu vor întâlni pe cele din Sibiu.